În anii precedenți au apărut pe internet o mulțime de videoclipuri cu statui care se mișcă. Poate că vei crede că nu sunt adevărate, dar multe vă susțin faptul că acest lucru ar putea fi posibil. Dacă vrei să-ți vezi comentariul în videoclipul următor, tot ceea ce trebuie să faci este să lași un like și un comentariu la acest videoclip. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip. Nu uita să dați un like dacă v-a plăcut. Să începem! În templul Trinichea, camerele de supraveghere au reușit să surprindă când statuia s-a mișcat și a aruncat bijuteriile care atârnau de ea. Voi ce părere aveți despre acest video? Este adevărat sau nu? În cel de-al doilea videoclip, într-un templu, este statuia lui Iisus Hristos, filmat în Sante Cristo de la Capila. Mulți oameni consideră că ar fi un adevărat miracol. Acest videoclip a apărut prima dată pe un site web care adună foarte mulți pasionați de fenomene paranormale. Cei care cred cu adevărat în Iisus Hristos consideră acest lucru ca fiind un adevărat miracol. La momentul înregistrării nu a observat nimic neobișnuit, dar când s-a uitat peste înregistrare acasă fiind, a observat ochii lui Iisus ca fiind deschiși. Statuia Fecioarei Maria din Bolivia lăcrimează sânge. Ce să fie oare, un miracol sau un blestem? Mostre din lacrimi li s-au oferit doctorilor locali pentru a fi examinate. Dar încă nu s-a primit niciun răspuns oficial. Acest videoclip a fost înregistrat în anul 1992. De atunci și până acum, niciun expert care a examinat filmul nu a putut declara că acesta ar fi regizat. Acum câțiva ani în urmă, în Kuala Lumpur, mulți oameni au observat un fenomen incredibil. Dintr-o dată, câteva din statuile închinate lui Buddha au început a se mișca, a clipi și au început să-și miște buzele.